Și pentru că e marți, avem, așa cum v-am obișnuit, rubrica noastră Ceasul Bun. De data aceasta, Larisa și Radu au ajuns la Toporu, unde s-au întâlnit cu o familie cu multe probleme. Haideți să vedem, știți deja, ceasulbun@starea-nației.ro pentru cine vrea să ajute. Vă mulțumim, Larisa vă răspunde imediat. Lipsa lemnelor este doar una dintre greutățile familiei pe care vă prezentăm săptămâna aceasta. Casa trebuie încălzită, iar surcelele de prin grădină rămân singura variantă. În acest caz, focul din sobă nu este doar o sursă de căldură, ci și o sursă de lumină, pentru că acestei familii i-a fost întrerupt curentul electric din cauza datoriilor. Acum, un bec slab alimentat cu baterii abia pâlpâie, dar dacă aprind și câteva lumânări, reușesc să se descurce. Cei doi părinți au 5 copii, dintre care 3 au plecat la rândul lor pe propriul drum. Au rămas acasă doar mezinii, un băiat și o fată, ambii cu retard de dezvoltare, iar locuința în care ei își duc traiul de zi cu zi are mare nevoie de îmbunătățiri. Tavanul stă să cadă, soba este prea veche, iar aragazul scapă gaz. Niciunul dintre părinți nu este angajat, doar tatăl mai lucrează cu ziua prin sat. Cei care doresc să ajute această familie pot trimite alimente neperisabile, haine, lemne, dar și jucării pentru băiatul cel mic, care în toamnă va intra la grădiniță.